Bă, și eu am găsit la un episod din seria noastră de CSGO Overwatch. Astăzi o să sperăm să prindem un codat. N-am mai pus de ceva timp din seria asta și am zis că oricum nu durează mult să filmez și așa. Și m-am hotărât să filmez, ok. Deci, suspectul nostru 0 cu 1, deci a raportat din prima rundă. Joacă pe Mirage. 1-0 pentru aia. Da. Mai sunt și cazuri de astea în care dai reportul unei din încălzire sau... Dar nu înțeleg, nu are niciun kill. Ok, a fost un pic flashuit. Cred. Da, nu mi se pare niciodată, încă din primele runde. Adică, măcar dacă avea kill-uri ca lumea, să zici că da. Ah, bă, stai, uite, are 3 cu 2, da? Un flash care n-are nicio legătură cu jocul. Adică, ea tot sunt pe mid. Deci, văd short mid. Patru media, să vedem. Ma. Da, trage bine, n-am ce să zic. Nu știu, ori are noroc, ori... Hai să urmărim. Cine știe, dar nimic suspect, ai că uite, nici măcar acum nu se duce în A. După ce probabil sunt anunțați. Da, nu știu ce să cred. Adică știu ce să cred. Momentan nu văd nimic suspect, nu cred că ar avea ceva. Dar cine știe? Oricum are scor bunicel. Doar input. Runda asta nimic. Hai să vedem. Sunt curios dacă iese cu... Dacă iese lui pe mine, dar cred că se dă pe tur... Am bani. Oh, nice. Ia, dar de mici lui, cred că... A dat... Nu înțeleg. Nu cred că au fost linii. E că dacă era o linie lumea și pe cealaltă. Așa toate flash-urile. Nu vede un flash că trece. O treabă. Un grenadă fără nicio legătură. Cum nu i-a dat cap la faza asta, nu înțeleg, pentru că nu știu dacă se vedea altceva în afară de cap. Bun, are 10 kill-uri? No. 9 kill-uri, scur bun. Cam multe kill-uri pentru stilul lui de joc, cel puțin așa mi se pare mie. Bă, intru la bonuier pentru AIM, pentru că a avut 4 flick shot-uri cu AWP-ul. Pentru ori nu folosește, ori nu are, ori nu înțeleg de care, dar uite. Stai, ăla nu cred că o să vină, cred că mai degrabă, uite. Ok, știe că sunt mid și a luat flash-ul ăla, nu prea avea de unde să-și dea de la altă parte. Și se retrage, se uită connector. Da, nu, Olen să trage suspect de bine și nu prea are movement pe hartă cum trebuie, nu știu.
What the fuck? Out. Pau, ținta de repel. Ia. Yeah. No. Vezi, nu știu, mi se pare... Nu ba așa din cum ce mișcă pe artă. Și de tras trage prea bine. Na, ia uite. Unde avea ținta și unde a tras. Cum să... Ia uite. Doamne, cum i-a sărit ținta. Și ăsta e la fel. Da. Nu știu, părerea mea, strict părerea mea e care ai. Adică n-ai cum să dai așa de bine toate loviturile. Unul n-a ratat, unul care a fost în... calea lui nu l-a ratat pentru țintire. Nu știu, eu asta cred, adică s-a întâlnit face to face cu aia 15 toți, n-a ratat nimic. Să trag un glonț de AVP pe lângă, să... Nu, a rupt tot, nu știu, părerea mea e, dacă, nu știu. Nu, avea cine știe. Da, cuțitul... Piranha lui Tudor pe al meu o perioadă și mi l-a dat pe lui să văd... No, nu știu, m-am cam sturat de animație la mea. Bun, păi cam asta a fost, eu am fost Rick. Știu că mulți nu să fiți de acord cu mine, dar... Nu știu, mi s-a părut prea ciudat să faci 20 de kg în câteva runde și să nu ratezi nimic. Dai numai cap, ați văzut la ultima fază și cu M4. Da. Bun, eu am fost Rick, vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați în comentarii și părerea voastră, ne vedem data viitoare, v-am scoat, pa!